După aproape 15 ani de încercări nereușite, se pune din nou pe tapet problema reabilitării fostului spital Brădianu. De fiecare dată s-a invocat lipsa de fonduri, având în vedere că suma necesară unei investiții depășește posibilitățile financiare ale Consiliului Județean. Subiectul a fost reluat de această dată bazat pe oportunitatea atragerii de fonduri europene pentru renovarea clădirii. Brătianu este un proiect mai vechi al Consiliului Județean. Anul acesta se pare că se vor deschide axele de finanțare pe fonduri europene. Am luat măsura grăbirii acestor consultări și a unor elemente tehnice. Pot să vă spun că am efectuat încă de anul trecut o expertiză tehnică de specialitate care să ne spună dacă această clădire poate fi reabilitată și care ar putea fi destinația ei. Expertiza este dată, clădirea poate fi reabilitată. Chiar dacă au reluat problema reabilitării clădirii de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, responsabilii Consiliului Județean nu au stabilit încă o destinație pentru fostul spital Brătianu. În funcție de axele de finanțare pe fonduri europene și de rezultatul consultărilor cu consilierii județeni, Consiliul va lua o decizie cu privire la destinația acestui imobil de patrimoniu, dacă vreți, un simbol al județului. După reabilitare, clădirea de pe bulevardul Nicolae Bălcescu ar putea deveni un centru cultural, idee care a mai fost avansată și de foști responsabili ai Consiliului Județean. El poate avea o destinație culturală, socială, în orice caz va fi un imobil aflat la dispoziția buzoienilor. Spitalul Brătianu a fost inaugurat în 1895. După deschiderea celei mai mari unități spitalicești din județ, în anii 80 a început mutarea mai multor secții de pe bulevardul Bărcescu la Spitalul Județean. Clădirea a fost dezafectată în anul 2000, iar de atunci toate încercările de renovare au fost sortite eșecului. S-a dorit chiar demolarea imobilului, însă nu s-a ajuns la această măsură, pentru că între timp clădirea a intrat pe lista monumentelor istorice.